Portarul bisericii vine într-o zi și îmi zice: frate Cristi, este un bărbat care insistă să vorbească cu un pastor. Îmi zice: ieri m-am eliberat de pușcărie, am luat primul tren până aici în Arad, m-am dat jos în gara și am întrebat unde e biserica de pocăiți. El a fost în mișcarea sataniștilor în România. În pușcărie a început să aibă crize unde Satan dădea cu el de pereți. Să tăia el, adică se zgria, se lovea cu capul de pereți și știa că el nu mai avea control. Unde mai poți să cauți scăpare? Unde pur și simplu să menționa numele lui Isus, ceva se întâmpla, adică exista o putere mai mare decât puterea lor. Trebuie să citezi din Scripturi și o să mă rog pentru tine. Cum ziceam, ăsta era tot agitat. Da, asta vreau, Hristos, să mă răscumpere, să mă deslege. Chem puterea lui Hristos, autoritatea lui Hristos, sângele lui Hristos, lucrurile astea. Bă, și la un moment dat, din toată disperarea care a fost, mă văd că istovit, s-o lungi pe podea și o zis, ori plecat. Asta este autoritatea pe care Dumnezeu